Președintele Maia Sandu salută decizia Comisiei Europene cu privire la acordarea statutului de țară candidat la UE pentru Republica Moldova și Ucraina. Șeful statului susține că se bazează pe înțelegerea că țara noastră va întreprinde eforturi suplimentare în reforma justiției, combaterea corupției, administrația publică și drepturile omului. În același timp, ministrul afacerilor externe susține că este o nouă zi pentru parcursul nostru de aderare. Cu reacții la acest subiect a venit și ambasadorul UE la Chișinău, dar și politicieni de peste Prut, care au declarat că avizul dat de Comisia Europeană confirmă că cele două țări sunt pregătite să înceapă procesul de aderare. Ce au declarat reprezentanții Kremlinului, vedeți în material. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Maia Sandu a scris: salut opinia Comisiei Europene care recomandă statelor membre ale UE să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Recomandarea se bazează pe înțelegerea că țara noastră va întreprinde eforturi suplimentare în domenii cheie, ca reforma justiției, combaterea corupției, administrația publică și drepturile omului. Sunt exact domeniile în care ne-am asumat să facem schimbări în fața cetățenilor și ne vom respecta angajamentul, a precizat șeful statului pe pagina sa de Facebook. Iar ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, într-o înregistrare video făcută în fața instituției pe care o conduce, a declarat că e o nouă zi istorică pentru parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Evident, mai avem să trecem prin câteva etape. Va urma să implementăm mai multe seturi de reforme înaintea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, dar în aceste zile, în sfârșit, după 10 de ani de așteptare, Republica Moldova primește o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană. Avizul dat de Comisia Europeană privind acordarea cu anumite condiții a statutului de stat candidat pentru Ucraina și Republica Moldova confirmă că cele două țări sunt pregătite să înceapă procesul de aderare la Uniunea Europeană, a scris pe pagina sa de Facebook deputatul european Sigrid Mureșan. Ambele țări implementează acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova din 2016, iar Ucraina din 2017. Multe dintre condițiile prevăzute în acordurile de asociere se regăsesc și în procesul de aderare la UE. Ca atare, cele două țări sunt pregătite și nu vor începe de la zero reformele necesare procesului de aderare. Niciuna dintre țări nu a cerut să beneficieze de scurtături. Ambele state vor ca aderarea la UE să fie făcută pe merit, a precizat acesta. Între timp, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova a susținut o conferință de presă la acest subiect. Diplomatul și-a început discursul prin a-i felicita pe moldoveni. Felicitări! Consider că țara merită să fie felicitată cu această ocazie. Este o zi istorică pentru că ceea ce s-a întâmplat este dincolo de așteptările pe care le avea Moldova acum 6 luni în urmă. Cu o reacție la decizia Comisiei de a accepta candidatura Ucrainei la UE au venit și reprezentanții Federației Ruse. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat într-o conferință de presă că Rusia urmărește îndeaproape eforturile Kievului de a deveni membru al UE. Necesită atenția noastră sporită pentru că suntem cu toții conștienți de intensificarea discuțiilor în Europa pe tema consolidării componentei de apărare a UE. Sunt diverse transformări pe care le urmărim foarte atent, a precizat oficialul rus.